Bună seara, dragi telespectatori! Spunem bună seara și bine ați revenit în studioul nostru, invitatului din această seară, domnul Daniel Gorgotă. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Domnule Gorgotă, proaspăt exclus din PNL, de asemenea, mulți primari de-ai liberalilor i-am văzut și la Congresul PSD de săptămâna trecută. Haideți să discutăm mai întâi situația din Partidul Național Liberal. Cum de s-a ajuns în acest punct? Am văzut de asemenea un alt membru marcant al partidului, domnul Marcel Romanescu, trimis la muncă de către foștii dumneavoastră colegi. Există o explicație? Exact. Explicațiile sunt foarte simple. La ora actuală în Partidul Național Liberal se întâmplă lucruri care n-ar trebui să aibă loc, cel puțin într-un partid de asemenea prestanță și asemenea valoare, cum este Partidul Național Liberal, cu o istorie foarte bogată și foarte lungă, în care oamenii se așteaptă să găsească în primul și în primul rând oameni de valoare, indiferent de mediul din care vin și profesia din care vin ei. La ora actuală, Partidul Național Liberal și chiar la nivel național se întâmplă un fenomen de, să zicem așa, poate este forțat spus, dar de dictatură, în sensul că anumite personalități care dețin frâiele Partidului Național Liberal au ajuns să creadă că Partidul Național Liberal le aparține, iar voința celorlalți, că sunt de la centru sau din teritoriu, nu mai prea contează. Adică contează doar jocurile lor acolo și interesele lor. Vă referiți aici la? Vorbesc chiar la nivel național, pentru că și acolo se întâmplă același lucru, din ce văd eu. Aici, cu atât mai mult, pentru că știți foarte bine, la Gorj este cam aceeași linie, nu se face... Tot dictatură și la da, Gorj? Nu se face diferență prea mult de ce se întâmplă la nivel național. Președintele Dian Popescu confundă partidul cu propria lui, să zicem așa, moșie. Au rămas pe lângă el doar aceia și așa nu erau ei prea mulți membri ca număr, să zic așa, în Partidul Național Liberal, filiala Gorj, nu mai vorbesc de Partidul Național Liberal, filiala de la Târgu Jiu, dar cei buni, cei care pot să facă ceva în Partidul Național Liberal, au fost cei mai periculoși pentru interesele lor de grup excluși, iar ceilalți au plecat ei, pentru că dintr-o dată și-au dat seama că ce se întâmplă în partid nu este bine, nu este ok. Oameni care au avut o vechime foarte mare în Partidul Național Liberal, chiar de la înființare, ați dat un exemplu și cu Marcel Romanescu, care... Păi, am văzut declarațiile publice ale președintelui PNL Târgu Jiu, în care îi transmitea public, da, domnului Marcel Romanescu, mai întâi să treacă la muncă și apoi să aibă alte pretenții. Dian Popescu a profitat foarte mult de venirea în partid al lui Marcel Romanescu. De fapt, asta a fost și ideea, să-l aducă în partid exact în preajma alegerilor parlamentare. Pentru un plus de imagine? Un plus de imagine, clar. Așa cum s-a întâmplat și cu alții, inclusiv cu mine. Oameni care să muncească și care să aibă forță, putere, să aibă, în primul rând, un puternic mesaj către cei care îi cunosc și îi apreciază. L-a folosit foarte bine, știți că îl propusă să șef de campanie, ceva de genul ăsta. Marcel și-a făcut treaba, ca și mulți alții. Numai că în momentul când s-a terminat toată treaba, să zic așa, el a ajuns senator, ceilalți din trupa lui, apropiații lui, care sunt foarte puțini, dacă ai din păcate la ora actuală, ei conduc partidul, iar ceilalți foarte mulți din Partidul Național Liberal n-au niciun cuvânt de spus. Norocul primarilor este că și-au câștigat locurile acolo și în urbea lor și hotărăsc singuri, iar partidul are nevoie de ei și mai ales Dian Popescu mai are minima, să zic așa, decență în care să-i păstreze, să nu le zică și lor plecați dacă nu vă convine. Știți foarte bine că câțiva primari deja au plecat sau și-au anunțat intenția de a pleca la PSD sau a se declara independenți.
La fel și foarte mulți consilieri, chiar dacă media nu știe sau el nu spune. Și acolo, și din punctul ăsta de vedere, datorită acestei situații de la Gorj, Partidul Național Liberal la ora actuală este o partid foarte slab. Și nu datorită membrilor, majoritatea, v-am spus, cei 80%, nu, tocmai datorită unui grup care, prin diferite procede, promisiuni, manipulare, minciuni, au reușit să pună mâna pe partid și ceilalți să nu mai aibă curajul, să nu mai aibă efectiv curajul să spună punctul de vedere, pentru că au văzut ce se întâmplă și unii dintre ei au într-adevăr ce pierde, să zicem așa, politic, și pot pierde posturile de consilier, deși am văzut că pe capete se exclus și consilieri, exemplu Băleștiu și încă câteva localități. Primarii, pentru ei cel puțin, această ordonanță dată de... Vreau să discutăm puțin și de primar, domnule Gorgotă, de acei primari liberali care, iată, s-au regăsit la congresul PSD. Și aș vrea să-mi spuneți dacă dumneavoastră credeți în varianta foștilor noastre colegi liberali, da, celor care sunt formatori de opinie și care spun așa că, iată, acei primari care participă la PSD fie au trădat de mult o variantă, fie varianta 2, o parte dintre acești primari liberali ar fi șantajați oarecum de socialdemocrați, în sensul că sunt chemați la aceste congrese ca să aibă plus de imagine și că li s-ar fi promis fonduri sau alte... Da, se pot spune foarte multe. Se pot, credeți în aceste variante? Da, în aceste, să zicem, scenarii. Scenarii, așa. Exact. Unii, într-adevăr, de foarte mult timp sunt în spatele candidaților PSD și în spatele PSD au ajutat sunt foarte pentru mult. Că vorbesc că alegerile europarlamentare în care am văzut da, scoruri... Alegerile europarlamentare, alegerile parlamentare, bine, cât a fost USL-ul, aveau justificarea, să zic așa, morală și legală că fac parte din aceeași echipă, dar știm foarte bine că mulți primari au ajutat foarte mult PSD-ul și mai ales candidații din colegii PSD-ului. De ce? Și nu acum cât a fost USL-ul, mă refer, și vechiul mandat, în urmă cu 4 ani de zile. De ce? Într-adevăr, din punctul de vedere a unui partid, este greu să accepți o situație de genul ăsta. De exclus nu puteai exclude că îi pierdeai. Ei nu plecau din partid să-și dea demisia, zice că și-ar fi pierdut postul, pentru că nu vreau să și-l pierd. Dar în același timp aveau nevoie de fonduri. Și aici este foarte adevărat că fiecare primar, indiferent sub ce culoare politică este, în momentul când a venit în fruntea urbei și a promis foarte mult, trebuie să și facă. Pentru că de ce? Odată au ei cuvința, să zic așa, morală a lor, formația lor, că vreau să facă, de aia s-au dus acolo. Și în al doilea rând, știu că deja au trecut 2 ani, mai sunt 2 ani și vin viitoarele alegeri în care ei n-au nicio șansă, dacă nu măcar 60-70% din ce au promis și fac. Și în acele momente, mai ales când se creează o portiță gen cum a fost situația cu hotărârea de guvern dată în urmă cu 2 săptămâni, în acel moment ei au și curajul să se afișeze. N-au plecat încă. De exemplu, domnul primar de la Runcu, domnul Câmpeanu, un băiat extraordinar. Deci noi ne-am respectat, ne respectăm, n-am avut multe lucruri, să zicem așa, în care să putem spune că am fost foarte apropiați, dar în același timp am fost apropiați tocmai prin respectul care ne l-am arătat și tot timpul când a fost vorba de acțiuni, ne-am respectat reciproc. Deci Adi Câmpeanu a și făcut, Adi Câmpeanu a și făcut și pentru PNL, că aici este de fapt diferența dintre unii primari PNL care au făcut mai mult pentru PSD și pentru PNL ca partid mai puțin, dar în schimb Adi Câmpeanu a făcut foarte mult și pentru PNL, scoțând niște rezultate extraordinare. Acum că joacă, să zic așa, joacă cartea și s-a manifestat față de și de fapt ca și primarul Pietroi, care de la fel un primar extraordinar, un băiat extraordinar, tânăr, cu forță și care tot așa vrea să facă. Nu știu cât dacă se vor duce în PSD, dar în același timp au arătat, eu știu să zic așa, Partidul Național Liberal că nu i-a ajutat și că ei pentru urbea lor vor trebui inclusiv să facă un sacrificiu, să zic așa. Deși eu sunt convins că dacă vor face pasul, mulți îl vor face independent, vor trece ca independenți.
Pentru că în același, cel puțin până după alegerile prezidențiale, pentru că mulți așteaptă să se întâmple acolo într-un fel sau altul ceva. Discutăm și despre aceste alegeri. Ceilalți primari, în schimb, sunt primarii, domnul Bârcă de la PDL-ul, care însuși a manifestat, măcar a avut puterea, a avut curajul, chiar înainte, direct și dinainte de a apărea ordonanța, în care a spus foarte clar că va susține PSD-ul și pentru asta trebuie apreciat, chiar dacă pentru partid nu e atât de confortabil, ideea în sine, și ca și toți ceilalți. Eu sunt convins că toți care vor face într-un fel sau altul pasul sau își vor arăta, știu, bunăvoința față de partidul de guvernare, o vor face în primul și în primul rând pentru perioada prin care trec, pentru că le trebuie fonduri ca să au demarat proiecte, sunt proiecte neîncepute și care îi trebuie să le facă și nu fac parte din partidele de guvernare ca să zicem că sunt siguri și ca atare încearcă să facă aceste exerciții de imagine. Vom vedea ce va fi. Pe politic, pentru partidul din care fac parte, nu dă bine. În schimb, pentru ei profesional, moral și pentru comunitatea respectivă, este un lucru, e un sacrificiu, dar un lucru bun, eu cred, privind lucrurile acum, cum să vă spun, privind lucrurile practic. Bun, vreau să îmi spuneți cum ați văzut dumneavoastră vizita lui Klaus Iohannis, vizita oficială, pentru că prima vizită în județul Gorj a existat și acolo o explicație cum că domnul Iohannis a vrut să îi ajute pe acei sinistrați și că de asta nu s-a folosit de însemnele Partidului Liberal de la Gorj. Da. În primul rând vreau să revin la prima noastră idee. Dumneavoastră a spus exclus. Nu, n-am fost exclus. Eu am plecat din Partidul Național Liberal după ultima contestație, la care mai aveam dreptul la două contestații, două foruri superioare, numai că în acel moment mi-am dat seama că nu mai are niciun sens și dezamăgirea a fost atât de mare încât am zis plec eu. Ca atare am plecat și m-am înscris într-un partid care eu, în ciuda multor, eu știu, idei de care nu sunt de acord cu mine și chiar prieteni au fost care nu mi-au împărtășit neapărat alegerea, eu consider un partid de viitor, un partid tânăr și un partid care în viitor vorbiți va fi... Vorbiți despre partidul? Partidul Mișcarea Populară, condus de doamna Udrea și, bineînțeles, de domnul președinte Băsescu. Nu e un secret și toată lumea știe că dânsul este în spatele partidului. Îl consider un partid tânăr, un partid cu mare perspectivă, consider un colectiv tânăr, consider președintele partidului, doamna Udrea, în ciuda tuturor, eu știu, afirmațiilor negativiste la adresa ei, că orice pot spune, dar în schimb ar trebui să spună că a fost ministru din guvernul Boc cu cel mai performant, să zic așa, care a dat bani în primul și în primul rând la foarte multe localități din țară și nu neapărat localități pedeliste. Știți și exemplul de la Gorj, că a dat inclusiv Gorjul în localități în care majoritar era partidul de guvernământ, PSD-ul cel puțin la Gorj. Revenind acum, domnul Iohannis, la problema care ați spus-o dumneavoastră, domnul Iohannis a venit în Gorj pentru că în primul și în primul rând toți candidații care vor participa la funcția de președinte al României, pentru alegerea președintelui României, vor veni în Gorj. Va fi un Gorj încă o dată, ca și la când au fost alegerile pentru parlamentare, pentru europarlamentare. Gorjul va fi un județ vedetă, să zicem. De ce? Primul și în primul rând, prim-ministrul României, șeful guvernului, președintele Partidului de Guvernământ, este deputat de Gorj. Și toți vor dori să vină exact în fieful dânsului, în gura lupului, să zic așa, să-și arate programul, forța, să-și manifeste, indiferent de cum vor fi privite lucrurile apoi, și să arate că au curaj să vină chiar în județul premierului, să-l taxeze pentru lucrurile, să zicem, negative care le-ar vedea sau care dânsii le-ar scoate în evidență și mai ales să spună gorjenilor că există și o altă variantă, o altă alternativă la ce oferă domnul prim-ministru. Deci nu s-a întâmplat ca domnul Iohannis să vină la Gorj, că nu știu cine ar fi avut, nu știu ce relații sau nu știu ce bine ar fi fost văzut la nivel național și a reușit să-l aducă pe domnul Iohannis în Gorj. Cum nici domnul Antonescu, care a venit de atâtea ori în Gorj,
N-a venit tot așa datorită unei mari influențe sau nu știu ce relație ar fi avut nu știu cine de la PNL Gorj și au venit Buluc în Gorj. Nu. Toți au venit în Gorj pentru că știau că aici este semnalul care se poate da direct și cel mai puternic în fieful premierului. Este un lucru elementar de școală politică, de campanie efectivă electoral. Și anunța vizita și Călin Popescu Tăriceanu. Absolut toți candidații vor veni în județul domnului prim-ministru, pentru că este normal. Se va întâmpla și nu că îi aduce cineva. Credeți că vom avea parte de surprize după 23 septembrie când își vor depune listele? Da, eu sunt convins că cel puțin acum, din câte văd, din câte am analizat și din câte simt și eu, va fi cea mai dură campanie electorală pentru prezidențial. De ce spuneți acest lucru? Pentru că 10 ani de zile, cât a fost președinte domnul Băsescu, în care iar trebuie să spunem un lucru, domnul președinte a fost 10 ani președintele României, dar toți 10 ani, 10 ani au fost guverne PSD, PNL, PDL la putere, deci președintele României a fost președintele României, restul n-a guvernat el țara. Au fost acele jocuri politice, că a fost jucător el și că toți au tras pe el și s-a creat conflictele care s-au tras, asta e o altă poveste. De-aia vă cum zic, comentați această acum, a treia suspendare? Era, era extraordinară pentru noi, cel puțin partidul care domnul Băsescu îl sprijină. De ce? Pentru că încă o dată se dovedea că 10 ani de zile n-a fost în România decât o luptă cu o persoană. N-a fost în România o luptă pe programe de dezvoltare a României, pe programe politice de nu știu ce nata. Nu. Tot timpul 10 ani de zile s-a creat un conflict artificial între președinție și celelalte guverne, mai puțin guvernul PDL, care și acolo știți foarte bine că spre final începuseră niște, tot așa, niște animozități. Eu consider că președintele României a păstrat, cred că a ținut într-un fel sau altul echilibru acesta. Oamenii au dovedit-o că pe două ori n-au putut să-l schimbe pentru că poporul nu a vrut lucrul ăsta. A treia oară, ce să vă zic, era, nu cred că făceau greșeala asta partidul de guvernământ. Președintele Băsescu aștepta. Ați văzut că chiar însuși premierul a declarat că este rezervat în ceea ce absolut, privește această... Absolut, absolut. Era o greșeală de copil. Păi era, l-ar fi ajutat foarte mult pe absolut. Tăriceanu. Și pe Tăriceanu și pe președintele Băsescu și pe Renan Udea, că își făceau campanie direct cu președintele Băsescu. Suspendat. Exact. Se făcea și președintele Băsescu, la fel făcea campanie pentru partidul care îl mai susținea împotriva suspendării, să zicem așa, că înainte l-a susținut PD-ul cât a avut cele două suspendări, acum era PMP-ul care se implica în campania de împotrivire ca să domnul Băsescu să nu fie suspendat. Dar nu, eram sigur că nu se va. A fost un exercițiu de imagine probabil al domnului Tăriceanu și a celorlalți și chiar și PSD-ul știe lucrul ăsta și probabil au gândit-o ca să mai îndepărteze puțin de la problemele reale ale țării, să se mai creeze în subiect fumigenă de genul ăsta. Păi uitați că de informații a dat astăzi așa o veste bună. Iată, evaziunea fiscală a scăzut în ultimii 2 ani de la 22-27% din PIB la 18-20%. Sunt aproape 7%. Da, este un lucru bun pentru țară, pentru buget, pentru că de acolo pleacă investițiile, de acolo pleacă infrastructura, de acolo pleacă banii pentru aceste domenii. Dar în același timp trebuie compensată și partea cealaltă, cel puțin pentru mediul privat, în care trebuie ajutat într-un fel sau altul, pentru că chiar astăzi citeam, numai din mediul privat vin în jur de 35-40 de miliarde de euro la bugetul de stat. Iar ca mediul privat, într-un an de zile, iar ca mediul privat să poată suporta toate aceste lucruri, trebuie ajutat într-un fel sau altul. Revenim la ce se va întâmpla în campania electorală când se va anunța oficial. Va fi o campanie cred că extrem de dură. Deja se vehiculează anumite lucruri care vor fi dezbătute. Deja observați că președintele Băsescu a spus-o și sunt convins că va apărea în presă că un anume candidat ar fi agent acoperit și ar face parte dintr-un anumit sistem. Și în același timp, eu cred că asta este de suprafață, vor apărea celelalte partide la rândul lor cu nu știu ce atacuri către celălalt contracandidat.
Și uite așa, fiecare încearcă să-și facă loc și bineînțeles vor fi atacuri sub centură și bineînțeles că lumea va fi bulversată. Eu cred, sper în schimb, ca să avem noroc de un președinte, indiferent cum se va numi, în care să fie un mare patriot, să fie un om extrem de serios care să ducă România acolo unde trebuie. Pentru că noi de asta avem nevoie, știți ce foarte bine ce se întâmplă în jurul nostru, cu tot ce se întâmplă în Ucraina și cu Rusia, știm foarte bine că au început să apară în țară manifestări șoviniste și antinaționale, știți foarte bine că ne trebuie bani pentru dezvoltarea României și ăștia care vin de la Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii, iar pentru toate acestea trebuie un președinte care, în principal, atribuțiile lui ca președinte sunt politica externă, care înseamnă foarte mult într-un stat, armata, sănătatea, pentru că sănătatea și învățământul înseamnă la fel puterea statală. Haideți să ne oprim puțin, domnule Gorgotă, și la începutul de an școlar care a avut loc astăzi, la faptul că, iată, i-am văzut din nou pe politicieni în mijlocul copiilor, era de așteptat. Absolut toți candidații la prezidențiale s-au promovat astăzi, fără nicio excepție. Am avut și acea poveste a manualelor școlare, a existat și o explicație, uite că nu au fost schimbate de 10 ani de zile sau de 25 de ani de zile. Eu o să fiu puțin răutăcios. În primul rând este o pată neagră pe obrazul guvernului. Noi acum, fără un atac, eu știu, nu, sistemul în sine vreau să vorbesc, nu este posibil ca... nu este posibil ca să întâmple un lucru de genul ăsta într-un an școlar, într-o România anului 2014, intrată în Uniunea Europeană, să întâmple un lucru care nu s-a mai întâmplat în România cel puțin de 60-70 de ani, probabil imediat după război, când era sărăcia cruntă și era tot în formare pe timpul comuniștilor. Dar vin manualele, ați auzit, vor veni. Vin, dar eu nu înțeleg de ce într-o țară atât de puternică, cum suntem noi, o țară democratică, n-a fost timp de 3 luni de zile, să luăm cel puțin perioada vacanței, de ce nu s-a ținut licitația? Poți să fiu puțin răutăcios. Înseamnă că nu s-a ajuns la un consens, pentru că aceste programe școlare sau mă refer strict la abecedar, că despre asta am înțeles că s-a bătut astăzi moneda. Eu sunt convins că nu se face într-o lună, două. Această construcție a unui abecedar sau unui manual se face pe o perioadă de un an de zile. Am înțeles în urmă cu 2-3 săptămâni, tot din media, că nu s-au înțeles la licitație, nu s-au înțeles cu firma respectivă care trebuia să facă aceste manuale, nu s-au înțeles la presa sau la altceva, nu știu la ce nu s-au înțeles, dar este penibil. Și o repet, ca în România anilor 2014 și o gafă, cred, în an prezidențial, nu trebuia să se întâmple, să se întâmple asemenea lucruri cu toate justificările, că apoi, eu sunt tare curios și mai ales sunt tare curios să aflu de la părerile profesorilor, specialiștilor, bineînțeles, din învățământ, să văd ce abecedar sau ce structură are sau ce are de a fost atât de special de a trebui să amâne și să fie, o bombă educațională, să zic așa, pentru copiii de clasa 1. De asta vă zic, nu trebuia să întâmple lucrul ăsta. Copiii au fost dezamăgiți. Dar universitățile fără bacalaureat, te puteți comenta? Eu cred că nu se întâmplă. Nu cred că nu se poate să întâmple lucrul ăsta. Nu e posibil, este împotriva... legilor țării. Nu, când deja copiii sunt înscriși. Există acele colegii universitare pe lângă universitățile private, cu o parte din universitățile de stat, nu au acceptat, dar sunt... Acolo e vorba de bani. Probabil se încalcă în picioare învățământul și structura învățământului și buna cuvință, în primul rând, a ceea ce înseamnă învățământ superior. Și pentru bani, probabil... Și vreau să ajungem atunci la dumneavoastră, la politicieni. Și probabil să dă girul. Să-mi spuneți cum vă educați dumneavoastră votantul. E dată electoral în primul rând această situație. Iar trebuie să... Deși v-am zis, nu vreau să intru în gen, acuzații către un partid sau altul. Se mai gândesc că cei care, cel puțin care au terminat și n-au luat bacul anul ăsta, 18 ani. Și probabil îi vor atrage la vot, vor merge la facultate, știu că pot să meargă la facultate. Așteptați la un absenteism la aceste alegeri? Nu. Nu cred.
A dovedit-o prezidențială. Credeți că tot timpul au dovedit-o. Activele de partid vor fi mobilizate? Nu mă refer la nucleul dur. Nu mă refer la nucleul dur. Nucleul dur va fi clar mobilizat, și ce, mai ales ce înseamnă coaliția PSD-ul, pentru că sunt disciplinați. Nu, eu mă refer la ceilalți partide celelalte de dreapta și mai ales la cei nehotărâți sau la cei care s-au săturat de anumite persoane sau de anumite fețe în politică. Eu discutam zilele astea când strângeam semnături. A fost așa de o situație, dar face parte din viață, din experiența fiecare. Când am hotărât să plec din Partidul Național Liberal, știți foarte bine că am făcut și contestație, nu vreau să plec, până m-am săturat și am zis gata, am strâns pentru Iohannis. Da. 100 și ceva de semnături într-o perioadă scurtă de zile. Apoi a trebuit să plec și să strâng semnături pentru doamna președintă Udrea. Vă dați seama că a fost un lucru... Și ce v-au spus? Extrem de greu. Asta vreau să spun. Automat s-a provocat o discuție. Ce mi-a gorjul este clar și am spus-o și am discutat și la partid cu președintele, colegul meu, domnul Nicu Davidsoiu. Mai avem câteva zeci de secunde ca să știu. Și am discutat-o la partid și am zis, domnule, e greu, cel puțin la gorj. Numai că vreau să spun că, în schimb, am observat cel puțin la femei o solidaritate extraordinară. Dar, în schimb, la bărbați, mult misogism. Bun, vom reveni la acest subiect între doamne și domni. Dragi telespectatori, vă doresc să începeți o săptămână cu dreptul, să fie frumoasă și ne revedem mâine seară.